Un bărbat a murit și un altul este în stare gravă la spital după un scandal care a avut loc în localitatea constanțeană Cojalac și vă avertizez că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Scandalul a început după ce trei bărbați din Tulcea au mers la Cojalac pentru a-i da o lecție unui bărbat cu care ar fi avut neînțelegeri într-o piață. Dar cum nu l-au găsit acasă, cei trei s-au luat la bătaie cu rudele constanțeanului. Acestora le-au sărit în ajutor și alți localnici din Cojalac. Unul dintre bărbații din Tulcea a murit din cauza loviturilor, iar un altul din Cojalac se află la spital în stare gravă. Polițiștii i-au identificat pe bătăușii din Tulcea și îi caută acum și pe cei din Constanța.